Toți oamenii sunt născuți datorită cărnii, sunt născuți datorită pretențiilor cărnii, sunt născuți datorită poftelor și sunt îmbibați de pofte și de lucruri străcăcioase E când să nasc. Dar curvarul nu-i curvar la 30 de ani. E curvar când o ieși din pântecele mamei lui. Și de la Adam până astăzi nu se naște un om după chipul lui Dumnezeu. Niciunul măcar. Toți oamenii sunt după chipul lui Adam. <fio> Fiți binecuvântați de Domnul toți cei prezenți. Amen. Și să fie binecuvântați de Domnul și cei care, prin intermediul aparatelor existente la ora asta, pot să asculte ce se întâmplă la noi. Că la noi în adunare e atât de plăcut și atât de frumos. La noi în adunare e atât de plăcut și frumos. Când eu sunt prezent, iar tu lipsești, eu mă uit ca și tu să sosești. Când ne întâlnim pe un drum în gust, ne salutăm bucuroși. Așa este? Doamne, ajută-ne! scumpii mei, am aflat că astăzi vom vorbi despre turnul Babel, o construcție care până azi stă martoră. Numai că nu-i la înălțimea de atunci, și în mare parte acoperită. Din biserica noastră, nu știu dacă cineva a fost să vadă, afară de fratele Adam care a plecat la cele veșnice, el s-a oprit de mai multe ori în călătoria lui cu tirul lui lângă Turnul Babel. În fine, ne-am adus aminte că Luther, după ce a făcut și el o școală, să zic așa, teologică și i-s-a înscris mai mulți studenți la școala lui. Dar nu toți studenții erau pentru teologie, cum și astăzi. Merg mulți să studieze teologia, dar în ei nu încape credința, numai știința omenească. Am întâlnit care au terminat doctorat în teologie, și nu putea crede că sufletul este o parte a trupului care nu pierde. Nu, nu intra în capul lui așa ceva. Și am întâlnit pastor de județ care n-a putut crede în vierea morților. Și așa, unul din pe vremea lui Luther, îi spune, Părinte, ce-o fi făcut Dumnezeu la început? Luther, pe o cum scrie în Sfânta Carte, Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul. Nu, mai înainte! Atunci așa da seama de necredința ce clocenă asta. Mai băiete, am citit undeva că Dumnezeu înainte de toate a șezut la pârâu și a tăiat nuiele pentru din ăștia îndrăzneți ca tine. Și adevărat asta, fiindcă la început Dumnezeu a fixat judecățile lui și apoi s-a dus cu celelalte. Și în felul acesta ne izbim azi de turnul Babel. S-ar putea să-l și vedeți pe ecran că e mare turnul Babel. Uitați-vă! Vedeți? Știința oamenilor de atunci a fost destul de mare. A știut că nu poți să zidești un turn așa numai și a făcut ca să aibă drumuri de jur în jur și tot așa până să ajungă sus cu o singură intenție pe care vi-a arătat-o preubitul frate, adică să scape de pedepsă. Dumnezeu a pedepsit lumea și ei vrea să nu fie pedepsiți, dar nu s-au gândit că Dumnezeu l-a început a fixa judecățile și pedepsele. Astfel, în acest sfânt cuvânt citit astăzi, ca persoană din Dumnezeire, îl găsim numai pe Isus. Nu găsim pe Dumnezeu Tatăl și nu găsim pe Dumnezeu Duhul Sfânt, găsim numai pe Isus. Domnul sau Iahvei sau Jehova sau Iosua sau Iisus în românește. Și acest nume minunat pe care îl găsim în Sfânta Carte, în primul capitol, este o denumire în românește, cum noi știm, Dumnezeu, care nu poți să îl atribui unei singure persoane. Elohim în evreiește și este un nume plural, nu este un nume pentru o persoană, ci pentru mai multe. Ceea ce denotă de la bun început că tatăl, fiul și Duhul Sfânt erau cei care au plănuit tot ce s-a creat. Glorie Domnului! Dar în capitolul 2, de la versetul 4, nu mai îl găsim pe Elohim. Ci Domnul Dumnezeu, Iahve El, adică Tatăl și Isus. Și apoi, mergând așa, când e vorba de ceva direct cu omul, nu-l mai găsim. Nici pe Dumnezeu Tatăl cu Isus, ci numai pe Isus Singur. Când e vorba, de exemplu, de Cain care a păcătuit, atunci nu Dumnezeu îl chestionează, ci Domnul îl chestionează. Dar când e vorba să-i dea pe deapsa, atunci nu Domnul îi dă pe deapsă, ci atunci e implicată Dumnezeirea. Și aia îi dă pe Acum, la turnul ăsta, Babel, nu este implicată întreaga Dumnezeirei ci este implicat doar Isus, Domnul. Și poate vă veți întreba de ce? Păi, în Sfânta Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, ne spune că la început era cuvântul. În Apocalipsa ne scrie pentru Isus. Că numele lui era cuvântul lui Dumnezeu. Păi, dacă cuvântul acesta este numele lui, a Domnului, atunci, când a răsărit întâi cuvântul de unul singur, a fost chemarea. În plen a Dumnezeirii, hai să facem om, nu după asemănarea mea, după asemănarea noastră. Deci, implicit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar Cuvântul era în Dumnezeu, Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și toate lucrurile au fost făcute de El. Că nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără de El. Și totul ce este și ce stă în picioare astăzi, să ține prin Cuvântul Lui. Mărească să numele Domnului. Gândiți-vă adânc la acestea că Biblia nu e o carte de citit, numai expresia hristică nu zice citiți Biblia, ci zice cercetați scripturile, că ele găsesc viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre Iahvei despre Jehova, despre acest Dumnezeu care amintea fratele s-a coborât din cer ca să deschidă calea invers de la pământ la cer. Strigând eu sunt calea adevărul și viața. Pe evrei au pus mult în încurcătură Când trimisul lui Dumnezeu cu cei doi îngeri se oprește și stă de vorbă cu Avram, și între ei vorbind, zice să trec eu pe lângă Avram, prietenul meu, și să nu-i fac de cunoscut, nu, no. că Avram este în stare aici ai marele lucru. Ca bărbat, ca și cap de familie, ești în stare sau nu ești în stare? David a fost în stare să lupte așa fel încât să fie după inima lui Dumnezeu. Dar n-a fost în stare să-și duce casa. N-a fost în stare. Pe cel care a vrut să ia locul și să-l omoare, Biblia spune că David nu l-a mostrat niciodată, orice a făcut. N-a fost în stare să se duce casa. De-abia târziu, prin barșeba lui Urie, îi să naște un copilaș pe care David îl ține aproape de el, dar deja era bătrân și ăsta rămâne să ducă drumul mai departe pe spița neamului lui Isus. Dar din ceilalți copii al lui nu s-au învrednici niciunii, fiindcă educația părintească lipsea cu privire la copii. Atâți tați și atâți bărbați au de a plânge cât o viață întreagă pentru că a zis copilul ăsta e prea mic, lasă până a crește mare. Dar când a crescut mare, a ieșit la lumină nu altoi, și rădăcină sălbatică a fiecărui om. Fiindcă toți oamenii sunt sălbatici din fire. Toți oamenii sunt născuți datorită cărnii. Sunt născuți datorită pretențiilor cărnii. Sunt născuți datorită poftelor și sunt îmbibați de pofte și de lucruri străcăcioase, de când să nasc. Dar curvarul nu-i curvar la 30 de ani, e curvar când o ieși din pântecele mamei lui. Fiindcă omul nu mai are chipul lui Dumnezeu, La început, cuvântul ăsta ieșit din Dumnezeu a fost să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și așa a fost Adam. Dar în ziua păcătuirii, prin neascultare de poruncă, a pierdut chipul, a pierdut slaba. De-abia atunci a văzut că el are un trup gol, de care lui însă și-a fost rușine și a căutat să-l acopere. Și de la Adam până astăzi nu se naște un om după chipul lui Dumnezeu. Nici unul măcar. Toți oamenii sunt după chipul lui Adam. Citiți în Genesa 5 cu 3, pare acolo scrie, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. De aici încolo toți oamenii sunt adamici. Și în Corinteni, în 1 Corinteni, cu, în 15 acolo, ne mai spune la fel că ce este firesc vine întâi. Și omul din tâi e adamic. de dacă intrăm în Efeseni, capitolul 4, de la 17 la Vale, atunci vom vedea bine că omul poate recăpăta chipul lui Dumnezeu. de atunci. Și cine poate să recapete chipul lui Dumnezeu? Ela care se desprinde din turnul Babel, toată omenirea asta a trecut ca rădăcină prin turnul Babel. Avea o singură limbă, să numea un singur popor, avea aceleași obicei, aceleași pretenții, să se ferească de Dumnezeu. Și asta-i mersul lumii. Până azi, țările arabe sunt la aceasta, să aibă o singură limbă. Noi, într-o singură țară, avem dialecte, acum să mai șters cu ele în România, dar pe vremuri, vai Doamne, dacă mere unul din ardeal în București, aproape nu se putea înțelege. Dar dacă mere unul din ardeal în satul mare, pă nu se înțelege aproape deloc. Știți cum vorbeau ea? Unul o mers la tren și o scăpa trenul. Și atunci, pe limba și vocabularul lor de atunci, ziceam, Mersei de-a peste hedi până la Alomaș, ca să tălălesc ghezeșul megheș, nu l-am tălăluit. Nu. Așa vorbeau românii din zona respectivă. Și ei zice, Chistași românești am băsădit și și nu mă înțeles. Nu, no, cum acum îi? Toate acestea sunt rezultatul turnului Babel. Deși că câțiva specialiști căutând originea limbilor, au găsit că limba română e de la turnul Babel, afară de cele împrumutate, cum acum, de exemplu, de când e America Mare Mare, caută tot să împrumute câte ceva. Am fost mirat când am mers prima dată, de exemplu, la Toflea, unde sunt țigani, Dar nu mai zice gănește. de exemplu, e așa sau e drept sau... Ok, vorbea gânește și zicea ok. Și majoritatea nu știe de ce ochi okay, n-ai să-l scrii cu literă mică, numai cu majusculă, fiindcă e numele unui om care o trăi cândva în New York. În fine, să le lăsăm astea. Dar turnul Babel a dus pe lume ceea ce Domnul Isus Hristos a vrut. El a făcut omul, el a văzut că omul se îndepartă, Tatăl și Duhul Sfânt la Isus l-a dat în primire pe om. Și el a guvernat, el era Dumnezeul lui Israel, la care Isaia privind cu ochii lui în înălțime, spune tu, Dumnezeul lui Israel, care te ascunzi, că avea drept să-L cunoască evreii, Mântuitorul ei. Deci era vorba de Iisus, El era cel ascuns. În Coloseni, în capitolul 1 cu 26, Pavel zicea, Vreau să zic, dar El știa ce vrea să zică. Taina ținută, ascunsă din veșnicii și în toate viacurile și azi. Dar descoperit acum Sfinților Săi cărora Dumnezeu a vrut să le facă de cunoscut. Care este taina asta a lui Dumnezeu? Hristos în voi nădejdea slavii. Dacă vii la Hristos, poți să devii un om nou, poți să capeți o fire nouă, poți să devii copilul Tatălui Ceresc, cum și Isus este. Și lui nu-i rușine să ne numească frați. Și el i-a împrăștiat pe oameni de la turnul Babel și le-a dat limbi. Așa că de exemplu, am lucrat cu niște olteni. Păi la început nu i-am putut înțelege. Am luat toate cabanele de pe munții carpați, de pe râu frumoasa și sebeș. Și avem oameni mulți care lucram acolo cu ei. Apoi românul din Ardeal zice. Adă încă o de moltar. Dar el din regat zice: Mai adă -mă ceamur. Ia că te, era român, dar nu se înțelegeau la oaltă. Vedeți? Așa i-a făcut Dumnezeu. Pe oameni i-am prăștiat. Și de ce i-am prăștiat? Pentru că erau așa de cutezanți ca să se lupte împotriva planului lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu a făcut judecăți, știa că Dumnezeu pedepsește, știa că a pedepsit pe Cain, a pedepsit pe tată sau pe Adam, a pedepsit mai târziu și pe alții, a pedepsit câți toți dar acum ei se de pe deapsa lui Dumnezeu, lucra ca să nu mai ajungă Dumnezeu să îi nece. Credea că Dumnezeu nu are cu ce să-i mai facă să sufere, cu ce să-i mai pedepsească. Dar Dumnezeu, când a făcut lumea asta, a făcut atâta apă încât a putut o o odată cu apă peste vârful munților Himalaya să treacă cu șapte metri de apă, încât să n-aibă unde să opri o pasăre, să n-aibă unde să opri nimic, decât singura barcă a lui Noiei. Dar restul tot a perit. Vedeți? Dar nu uitați, Dumnezeu are atâta foc la îndemână, încât în ziua Lui, când va judeca din nou pământul pentru toate astea, tot pământul cu tot ce pe el va arde. Și trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului și vor, se vor face toate nimic. Vedeți? Ei, atunci Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Văd că nimic nu îi împiede că de ce s-au apucat. Dar hai să ne coborâm acolo. Hai însemna că a chemat întreaga Dumnezeire. Dar la lucru nu găsim decât pe Iahve, pe Isus, că El era Cel care se ocupa de om. Și atunci să le încurcăm limbile. De atunci și până astăzi, limbile îs pe tot Pământul împrăștiatei. Dar există o promisiune mare că atunci, pe nou Pământ, toți vom vorbi o singură limbă. Iar va fi ca la început și pentru ca să ne adune într-o singură limbă cel ce ne-a împrăștiat, Iisus Hristos, vrea să ne adune pe toți într-un trup care este biserica. Și toți aceștia care ne adună din nou, El care ne-a împrăștiat, ne botează cu Duhul Sfânt și prin vorbirea în altă limbă își alege un popor care va fi învrednicit la venirea lui, fiindcă, ne scrie Biblia, toți câte trupuri au purtat în ele pe Duhul Sfânt, vor fi sculate pentru a întâmpina venirea lui Isus ca mire. Slavit să fie Domnul! aici e om prăștiat și de la învierea lui Isus și mai precis de la ziua cinzecim în coace, adună, 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 adună prin botezul cu Duhul Sfânt și toți aceștia e o minune să iubesc și sunt frați, și sunt unul cu altul mai mult decât cu frați de trup. Că iarăși trebuie să devină un popor și o singură limbă. Glorie Domnului Isus Hristos. Măi, ceasul ăsta zice că e gata pentru mine, dar mă bucur de cât am avut și de cât am putut. Slavă Domnului Isus. Amém.